Primă regulă acestei dezbateri este că fiecare din noi are dreptul la liberă exprimare a opiniei. A doua regulă care trebuie să asigure respectarea primei reguli este atenție și respect față de opinie care este prezentată. În cadrul dezbaterii, pentru că ele să fie eficiente, noi vom cronometra timpul. Vom măsura timpul pentru a exclude faptul că cineva monopolizează discuția. Vom avea o persoană care se ridice tabelele speciale cu cifrele care vor indica numărul de minute trecute în discurs. Pentru dezbaterea, la început, liderii echipelor va prezenta pozițiile echipelor. După prezentarea pozițiilor, membrii echipelor va adresa întrebări oponenților. Și după ce oponenții vor răspunde la întrebările care au fost puse, dumneavoastră, cei care asistă la această dezbatere publică, aveți dreptul de a formula întrebările. Pentru a formula întrebările, eu știu că a fost repartizat materialul publicitar, invitațiile și invitațiile au fost formulate modele de întrebări. Puteți să bazați pe aceste modele de întrebări pentru că dezbaterea să fie mai concretă, mai interesantă și, la urmă, mai utilă pentru localitatea dumneavoastră. Și acum, cu mare plăcere, ofer cuvântul